Există însă și tineri excepționali care au știut exact ce să scrie la probele de la bacalaureat, astfel încât să ia 10 pe linie. În toată țara sunt 177, aproape de două ori mai mulți decât anul trecut. Cei mai mulți absolvenți care au bifat examenul maturității cu 10 absolut sunt în București. 32 au luat nota maximă față de 17 anul trecut. 10? Da, 10. Pur și simplu am învățat de când a trebuit, de mici, din școala gimnazială. Colegiul Național Sfântul Sava domină clasamentul premianților cu 12 elevi de 10. M-am pregătit, am învățat subiectul, gen tipul de subiect ce pică în fiecare an și aia a fost. Potrivit Ministerului Educației Naționale, în toată țara sunt 177 de liceeni care au luat notă maximă la toate materiile. Tot înainte de soluționarea contestațiilor, anul trecut au fost 104. Bravo, Maria! Bravo! Maria Chiribeș este unul dintre cei 4 elevi străluciți din Brașov. În liceu s-a remarcat prin mai multe premii la olimpiadele și concursurile școlare și a făcut voluntariat. Mi-ar plăcea să rămân în țară, dar dacă nu voi avea aici oportunitățile de a lucra la același nivel ca în străinătate, mă tem că voi pleca. Cu 10 pe linie a terminat bacalaureatul și Ioana Lepa. 10, limba engleză certificat, în matematică 10 și biologie 10. N-am avut așa mult timp să mă relaxez, dar s-a meritat. Elevă la Colegiul Național CD Loga din Timișoara, Oana are mulți colegi admiși la facultăți din străinătate. Ea a ales în schimb să rămână să studieze dreptul în țară și, după licență, vrea o carieră în diplomație. Mi-am dat seama că nu pot momentan, adică mi-e prea greu să mă desprind de familie și de toți prietenii. În aceeași situație este și Adriana Zahariuc. Prefer să rămân, adică aici am toți prietenii, familia și cred că pot să reușesc și în țară. Elevi care au terminat cu media 10 bacalaureatul găsim și în Brăila. 3 sunt de la Colegiul Național Gheorghe Munteanu Murgoci. Am văzut 10 și nu mi-a venit să cred, le-am zis și celor alți. Uitați-vă dacă sunt eu ca adevărat. Am ieșit și pe afară, nu am înlăturat petrecerile, dar am învățat constant și echilibrat. În topul liceelor cu multe medii de 10 la bacalaureat mai sunt colegiile Silvania din Zalău, Unirea din Focșani și Gheorghe Șincai din Baia Mare. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.